Costi Ioniță a plecat la Survivor România 2021, deși în țară pusese bazele unei adevărate fabrici de bani. Costi Ioniță este cel mai vârstnic dintre faimoșii de la Survivor România 2021 și probabil cel mai bogat. Cu peste 20 de ani de experiență în muzică, Dr. Costi a rupt piața românească în plină criză. Costi Ioniță are o fabrică de bani. Costi Ioniță a lăsat în țară o adevărată fabrică de bani pentru a merge în Republica Dominicană, la Survivor 2021. Firma lui, Dr. Music SRL, a înregistrat cifre spectaculoase în ultimii ani și se află pe o pantă ascendentă. Conform datelor de la Registrul Comerțului, societatea lui Costi Ioniță a înregistrat o cifră de afaceri cumulată de peste 1,5 milioane de lei în ultimii 5 ani. Pentru 2019, anul în care Costi a depus ultimul bilanț, compania a avut o cifră de afaceri de 328.000 lei, un profit net de 140.000 lei și datorii de 24.265 lei, cu 2 ani înainte, datoriile ajunseseră la 161.000 lei. Din păcate, bilanțul pe anul 2020 nu a fost încă depus, iar acesta este anul în care Costi a revenit oficial pe piața din România și a rupt toate topurile cu fituri precum Jale, Jador, Emilia, Dodo, Jaimali. La Luna, Lidia Buble, Jaimali, Artileria, Dan Mocanu, Rapido, Rugby, Florin Salam. În 2020, Costi Ioniță a realizat piese care au totalizat peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube și care i-au adus, cu siguranță, multe milioane. A compus pentru artiști internaționali. Pe plan internațional, Costi a lucrat cu nume mari ale industriei muzicale precum Shaggy, Bupi Lennox Brown, Mohomb, Cat de Luna, Faidee sau Bob Sinclair. Costi este singurul român nominalizat la premiile Grammy, pentru piesa Dame produsă de el și interpretată de Shaggy și Cat de Luna. Costi Ioniță a mers în Republica Dominicană pentru a-și demonstra că poate să-și depășească limitele. El poate fi văzut în aceste zile în show-ul Survivor România 2021, în echipa faimoșilor. Emisiunea se difuzează de joi până duminică, începând cu ora 20, la Canal D.